Bun găsit, stimați telespectatori, iată domnul Matei Catrinoiu, președinte PNSCD, este alături de noi și de dumneavoastră în această emisiune. Vom vorbi nu numai despre politică, și despre cazuri sociale și despre tot ceea ce ne înconjoară pe noi în România în această perioadă în care cuvântul ambigu rămâne așa mai presus de orice. Cât încurcă și cât descurcă politica, iată, am ales o temă care, că vrem sau nu vrem, ne domină, am putea spune. Bine ați venit în emisiunea noastră și sper să faceți față ca de obicei tunului de întrebări. Dumneavoastră sunteți o persoană foarte nonconformistă și spuneți lucrurilor pe nume, așa că primul meu subiect în care vreau să facem așa puțină lumină ar fi ceea ce am văzut astăzi pe site-ul PNCCD. Pădurile, tăierea pădurilor, faptul că a murit un om în Caraș Severin din cauza acestor ilegalități, deja, iată, pune acest subiect pe prima pagină a ziarelor. Cum discutăm și ce vorbim despre acest lucru, având în vedere că, încă o dată punctez, dumneavoastră am văzut PNCCD-ul că sunteți vehemenți în ceea ce privește protejarea mediului înconjurător. Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Este adevărat că PNCCD-ul este singurul partid care în vremuri foarte grele sau în vremuri de restriște și-a pus emblema, și-a pus tăria, și-a pus toată silința în rezolvarea problemelor societății și, bineînțeles, este unul dintre cele mai galonate partide în ceea ce privește modul în care PNCCD-ul a știut în decursul istoriei să facă politică și să pună lucrurile în matca lor normală. Aș vrea să spun următorul lucru. Toată drama care se întâmplă în această țară, respectiv schimbarea inclusiv a modului climateric din România, se datorează a tăierilor fără noimă a aurului verde pe care România l-a avut ca moștenire și se pare că acest aur verde este din ce în ce mai puțin, din ce în ce nu mai există nici o soluție pentru ca pădurile noastre să facă ca această țară să rămână în zona în care a fost, adică într-o zonă climaterică normală și de bon ton. S-au întrebat foarte mulți de ce atâtea inundații, de ce atâtea lucruri care s-au întâmplat și se întâmplă în toate județele din țară. Este un declin ecologic până la urmă, dar, domnul Catrinoiu, eu dacă tai acum un pom de acolo din pădure, pe mine poate până diseară mă arestează, pe alții de ce nu? Aș vrea să vă spun următorul lucru. Tot ceea ce se întâmplă este făcut prin înțelegeri politice, înțelegeri care au fost mandatate, treceau această sabie a lui Damocles dintr-o mână într-alta, tăind în dreapta și în stânga, lăsând fără suflare pădurile acestei țări. Deci asta se întâmplă de 25 de ani încoace, să vorbim, că nu vorbim despre o guvernare anume, dar ceea ce vedem acum, piscuri fără niciun pom, deja este îngrijorător. Vreau să vă spun că eu am umblat în toată țara aceasta. Am umblat atât cu mașina, cât și la pas, să văd și eu ce se întâmplă, cum se întâmplă și de ce se întâmplă. Și în Gorj, dacă cineva și-ar fi dorit să observe și să poate observa și acum, noaptea, în spicul nopții, veți observa sute de mașini care cară în continuu, fie de pe Șușița Verde, fie din zona Peștișaniului sau din zona Motrului, această masă lemnoasă de care țara are nevoie, dar dacă totul s-ar fi făcut o exploatație normală, nu s-ar fi întâmplat ceea ce se întâmplă. Despre asta aș vrea să vorbim. Vreau să vă spun următorul lucru. Indiferent ce spune sau cine spune că pe timpul lui Ceaușescu se dregea, vreau să vă spun că atunci, dacă tăiai un arboret în locul lui, apăreau 2-3.
Dar așa cum este o lege a mediului care prevede așa ceva? Măcar lucrul un arbust. Acesta nu se întâmplă. Se încearcă la ora actuală. Vedeți, noastră, se apropie o campanie fulminantă și sunt nevoie de mulți bani pentru această campanie. Drept urmare, toți acei care au pârghiile puterii umblă la ce? La lemn, la drumuri, la energie și așa mai departe. Adică își creează acele avantaje prin care să folosească de bani, pentru că în campaniile electorale se cheltuiesc foarte mulți bani. Știți că circulă o zicală că dacă otrăvești apa și tai pomul, nu mănânci bani, și este foarte adevărat. Vreau să vă spun că vis-a-vis de ceea ce se întâmplă, oamenii partidului nostru, aproape din toată țara, au participat în mod frecvent în campaniile care s-au ținut sau manifestațiile care s-au ținut în București în vederea stopării acestui jaf național, jaf care de 25 de ani nu se mai oprește și care poate să ducă România într-o situație fără ieșire. Chiar mă gândeam, ați specificat de epoca aceea comunismului, când poate în multe județe din țară erau fabrici de mobilă și totuși, exact cum zici, dacă circulai, nu vedeai că nu există pomii. La asta vroiam să mă refer. Niciodată, în perioada respectivă, nu se trimitea lemn neprelucrat. Deci se trimitea sub formă de mobilă sau sub formă de alte componente, dar în niciun caz... Și câștig tot țara avea. Bineînțeles. Deci era lemn prelucrat. Acest lemn prelucrat sub formă de mobilă, sub formă de panele, sub formă de orice vreți dumneavoastră, dar nu lemn neprelucrat. Ori la ora actuală nu se poate. Este un jaf. Am mers acum recent. Am întâlnit sute de trailere încărcate cu lemn de cea mai bună calitate, care nu știu unde se ducea. Este o problemă națională, da. Fiind o problemă națională, trebuie tratată ca atare. Deci, toți acei corifei care cred că nimeni și nimic nu îi poate atinge, trebuie să înțeleagă să-și ia labele de pe codrii românești, pentru că trebuie să ne aducem aminte că aceste păduri, care erau virgine cândva, ale României, ascundeau cei mai falnici zimbri, care acum trăiesc doar în niște rezervații. Deci, atât de deși erau codrii României. Acum este de râsul lumii. Veți vedea zone întregi tăiate, păi unde văzut, da, au rămas asta, numai cioatele și nu numai că se întâmplă lucrul acesta. Aminteați și dumneavoastră că s-a trecut la represalii să omori om în bătaie. Pentru ce? Pentru că acel om a militat, pentru protejarea pădurilor. Da. Noi trebuie, așa cum părinții încearcă să facă fiecare pentru copilul lui, pentru copiilor ceva și să rămână în urma lor, acest lucru trebuie făcut de așa manieră încât generațiile următoare să nu moștenească niște munți golași, poluare, să nu deșertizăm România. Da, aveți congresul acum pe 6 iunie. Nu mai este foarte multă vreme. Bănuiesc că va fi prioritară această problemă pe ordinea de zi. Vreau să vă spun că cu puțin timp în urmă am avut și un CNC, unde noi am discutat și de acolo s-a plecat direct în stradă, pentru că Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat este și va rămâne aproape față de tot ceea ce este al României. Vreau să vă spun că ceea ce se întâmplă și s-a întâmplat în ăștia 25 de ani în ceea ce privește pădurile și să-mi fie cu iertare, din păcate și în Gorj se întâmplă lucrurile acestea, inclusiv retrocedări fără de pădure, fără a fi proprietari, cumpărări de drepturi litigioase,
Acei care au făcut lucrurile acestea trebuie să gândească foarte bine, pentru că nu se știe când vine sabia lui Damocles și deasupra capului lor. Nici nu trebuie să ne mai spuneți acest lucru, având în vedere că instanțele sunt așa pline de mormane de dosare în vederea rezolvării tocmai acestor subiecte pe care le-ați menționat. Haideți să vorbim puțin despre, exact cum spune titlul emisiunii noastre, cum încurcă și cum descurcă politica lucrurile. Haideți să vorbim puțin despre domeniul social. Domeniul social în care, iată, trăim cu toții, că mergem pe stradă, ne vedem unii cu alții în fiecare zi, ne vedem dacă zâmbim, dacă suntem mai încruntați, dacă avem probleme sau bucurii. Iată, au fost în aceste săptămâni, să spun așa, premergătoare Paștelui și unele lucruri bune care s-au întâmplat. Iată, a crescut alocația copiilor. Un punct așa cu plus, dar iată, cei care sunt critici a ceea ce se întâmplă la noi în România spun că acesta vine la pachet cu repercursiuni, în sensul că e posibil ca TVA-ul la apă să nu mai scadă, TVA-ul acela de 24 să nu mai ajungă la 20, că se ia de colo și se pune colo. Sunteți politician, acum nu știu cât de plăcut sau neplăcut este acest lucru. Dumneavoastră aveți credința dumneavoastră și nu schimbați partidul, dar pentru noi, cei din mediul social, cum vedeți lucrurile? Am considerat că este o datorie de onoare să spun lucrurilor pe nume și să avertizez tot ceea ce să scot în relief tot ceea ce este rău, pentru ca oamenii, când vor ajunge din nou la vot, să nu mai facă greșeli pe care le-au făcut până acum, dând puterea în mâna unor sălbatici, că altfel nu pot să-i numesc, care au confundat avuția țării cu propriile lor buzunare. Dar știți ceva? Știți că românul și-a pierdut încrederea în politician? Vă spunem noi, că noi vedem pursul străzii. Eu sunt convins de acest lucru și eu trăiesc între oameni și de fiecare dată când am putut să fac ceva pentru oameni, am făcut-o cu mintea, inima și sufletul. Vis-a-vis de ce a spus dumneavoastră, o țară, dacă sau România, dacă a avut trecut, dacă are prezent, ei, prezentul ăsta trebuie să asigure viitorul. Ori viitorul acestei țări sunt prin tinerile astea vlăstare pe care acești oameni, vezi, Doamne, să canonesc că nu au de unde să găsească ei 84 de lei pentru micile astea vlăstare. Știți și dumneavoastră că normal ar fi peste 160, da, să fie, dacă e să ne aliniem la norme europene. Vreau să vă spun că este groaznic să auzim lucrul acesta. Copiii noștri, copiii românilor, ați văzut că sunt atâtea emisiuni, cât de talentați și de valoros sunt copiii românilor, dacă nu le creezi posibilitatea de a duce o viață, da, normală, de a avea și o bucățică pe masă, de a se bucura de copilărie, de a avea un trai cât de cât decent, nu putem să cerem ca acești copii să asigure viitorul acestei țări. Eu chiar zic că nu știi să investești în bătrânețile tale, că până la urmă ei ne asigură pensia și așa mai departe. Sigur că da. Deci acești oameni care pun la îndoială că nu avem de unde să luăm, nu, am tăiat TVA-ul, dar nu l-am tăiat. 84 de lei, ce-i poți cumpăra unui copil? Că și noi aveți, cu 80, nepoți. Da, cu 84 de lei, iertați-mă, pentru aia mici nu poți să-i asiguri lunar nici măcar Pampers-i. Nu mai. Dar restul. Nu se mai, se presupune că e un lux să pui Pampers. Deci se consideră că este un lux. Asta este situația la ora actuală. Ori, dacă mergem pe acest sistem de uite-o, nu e, nu ducem niciunde, iar copiii aceștia nu au niciun viitor. În altă ordine de idei, că TVA-ul la apă, că TVA, cel la TVA de 19%, nu se mai poate asigura. Păi domnule, când propui un lucru, trebuie, în momentul în care l-ai propus,
tu trebuie să ai și soluțiile în buzunar. Bine, sau asta înainte a fost trebuie ministru, să ai... Ialomițanu a făcut această declarație. Deci, având în vedere toată această situație, consider că cei care induc aceste lucruri populației și după aia fug cu... Da, e ambigu ce se întâmplă. Îți dă o stare de dezorientare. Merg pe ideea, domnule, îți dau o bomboană, merg cu tine până la București, dar o mănânc tot eu. Cam așa vine și lucrul acesta. Ori acești oameni trebuie să înțeleagă, domnule, cât vrem să mințim? De 25 de ani poporul ăsta este mințit. De 25 de ani poporul acesta este umilit. Dar în cine să mai aibă încredere poporul? Că, iată, la guvernare au alternat toate partidele politice mari, să spunem așa. Nu știu pe guvernarea căruia se poate spune vreau că s-a trăit cel mai bine. Vreau să spun următorul lucru. Momentul în care cei care au venit în fiecare partid sau aproape în fiecare partid, ăștia au venit cu mâna întinsă. Dom'le, vin la tine, contribui, dar mie ce-mi pică? Deci fiecare din acești oameni au venit, da? Și au făcut, au dat ce au dat la început ca să ajungă ceea ce sunt. Ah, ce bine că știți dumneavoastră ca să nu spun eu. Și după aceea, au luat cât au văzut cu ochii. Păi nu se face politica așa. Deci oamenii mai oficial, mai neoficial, așa se întâmplă. În momentul nu? În care ai fost depistat de lucruri necurate și astea, du-te învârtindu-te. Nu mai sta că să vezi că nu știu ce, că vai, sau când vine organele statului și fac curățenie sau ordine, da? Vai că nu pot să stau la închisoare, că e greu, că... Păi închisoarea este făcută și pentru Vlădică și pentru Opincă. Dacă Opincă pentru o găină pe care a furat-o sau pentru niște ouă sau mai știu eu ce, stă acolo de-i putrezesc coasele, păi și tu care ai furat. Și PNCCD-ul, vreau să vă spun că are în vedere următorul lucru. Domnule, în momentul în care statul a pierdut, banii aceia trebuie recuperați sub orice formă, nu numai închisoare. Ai furat, plătești și banii averilor, sau cum? Să confiște până la... ai dat posibilitatea doar să trăiască. Mă uitam acum că am citit puțin mai devreme până să vin la această emisiune, nu mai știu pe unde mi-am notat că deja se caută conturile din Elveția ale multor bogătași. Se zvoneau, nu știu exact așa, de o sumă imensă. Sumă care a fost depusă în decursul timpului undeva la 100 de miliarde de dolari, vă dați seama dacă această sumă se întoarce la români? S-ar întoarce la români, vreo 20 de ani românii ar duce-o mai bine. Pentru că cu acești bani, cu adevărat, s-ar putea face. Dar să nu se întoarcă tot la aia care știu să-i dijmuiască. N-am înțeles niciodată de ce vrei să iei mai mult decât poți să duci, punând asta în detrimentul altor oameni din perimetrul tău. Oare noi românii așa ne-am născut puțin cam egoiști, cam individualiști, cam avari, nu știu, vă întreb. Pentru că exact cum spuneați noastră, iată, ne dădurăți o cifră, eu nu știam să o aranjez în modul ăsta 20 de ani, adică atât de mult e acolo. Pe 100 de miliarde de dolari, vă dați seama, 4-5 vagoane de bani care ar ajunge românilor, dar nu se știe că dacă acești bani ajung tot la aia care știu să-i dijmuiască, vă dați seama că tot rău este. Pentru că aș vrea ca cineva sau acești oameni care au uitat măsura, care taxează fără noimă, să se oprească odată. Pentru că... Păi nu numai dumneavoastră, toată lumea vrea acest lucru. Dar se poate? Păi se poate. Pentru că dacă românii vor învăța să aibă atitudine, să nu mai căineze pe unul și pe altul, să nu zică, domnule, numai ăla e hoț, ăla nu, nu vom ajunge nicăieri. Dar această atitudine civică pe care trebuie să o avem fiecare dintre noi, trebuie să scoată în relief
tot ceea ce este rău în această societate. Iar cei care au făcut și au confundat buzunarul statului cu propriul buzunar, să plătească, nu? Să plătească. Să plătească, nu numai pușcărie. Că și în pușcărie, dacă se duce, vai, să nu apară cu cătușele, că nu e bine. De ce să nu apară? Pentru că pe Gheorghe, când îl ia cu cătușele, poate să-i pună și de picioare, da? Ori, vezi, doamne, ăla care... Ori nu ești om, deci hoția ăla care a furat o găină, nu care a furat 100 de milioane de euro sau de dolari. Haideți să ne întoarcem la congres. Spuneați că pe 6 este congresul. Ce se discută acolo? Știu că și dumneavoastră optați pentru o funcție la centru. Vreau să vă spun că acest congres vine într-o perioadă în care partidul are nevoie de acest lucru, pentru că se vor discuta probleme foarte importante, probleme care privesc chiar și noi alianțe, probleme care vreau ca în 2016 să, și vrem ca în 2016 să readucă în Parlament Partidul Național Țărănesc, care a guvernat în 96-2000 și, sincer să fiu, nu știu dacă vreun alt partid din cele care au guvernat până acum pot să zică de PNCC de că a avut infractori, că a avut lucruri deosebit de grave. Pentru că discutând cu cineva, nu dau nume, îmi spunea, când noi eram la guvernare, bă, să știți că nouă ne convine cu voi la guvernare, pentru că voi mâncați găinile ale moarte, noi pe ale vii. Deci cam așa se punea problema. Acei s-au scos castanele cu mânăriști, oameni care făceau mâna dintr-o parte într-alta, nu au avut succes în PNCCD pentru a face lucruri de care acum să ne fie rușine. Spuneți-mi cum merg lucrurile. Mai dați adeziuni, mai vrea lumea să vină la vreun partid? Că v-am zis, eu vreau să vă spun că la noi s-au anunțat persoane destul de importante. Aveți un lider tânăr la vârf, da, acum. Persoane destul de importante. Nu am să dau nume pentru că da, e mai încă, bine. Încă, la noi, lumea, da. Încă la noi se practică acea vânătoare de vrăjitoare. Ce bă, treci la țărăniște ăștia, ne-i ca nimeni. Cam așa au pus unii problemele, fără să gândească că acest partid a făcut România mare, fără să gândească 300 de mii de fruntași ai național țărăniștilor au înfundat pușcăriile comuniste, plătind cu tribut de sânge și de viață tot ceea ce era folositor pentru nația română. Sunteți în amiciții, să zic așa, cu Casa Regală a României, dacă vreau să vă spun că sunt cel care la un moment dat am înființat un fel de asociație la vremea respectivă privind prietenii regalității. Și acum dețin acele înscrieri și vreau să vă spun că n-ar fi fost rău dacă atunci, în 90, se instaura monarhia. Nu este târziu nici acum, dar pentru ca să ajungem acolo trebuie să plătim tribut scump, trebuie să treacă timp, trebuie să ca lucrurile să se stabilizeze. Pentru că în toată această perioadă s-a aruncat cu noroi și din dreapta și din stânga în monarhie. Vreau să vă spun că în 92 cineva a propus ca regele să candideze pentru președinția României. O mare gafă politică care ne-a costat scump. Nu din partea noastră, n-am să mai spun partidul, pentru că eu i-am considerat prieteni și am ajutat. Dovadă că la 96 i-am urcat în barcă și am făcut mari.
Voalat, da, ați și spus despre ce este vorba. Haideți să vorbim puțin, că avem așa încă jumătate de spațiu de emisie alocat acestei emisiuni, și despre firme, pentru că sunt mulți români care sunt privați. Iată, lumea economică acum suportă consecințe grave, nici nu știu de ce să spun. Ați văzut dumneavoastră, firmele se închid, nu mai trebuie să vă spun eu dumneavoastră, pentru că dumneavoastră ne spuneți nouă că sunteți până la urmă și președintele Uniunii Naționale a Patronatelor din România, zona Olteniei. Asistăm, iată, numai când spui ANAF te ia cu frisoane pe șira spinării. Oare lucrurile cum stau? Sau ce n-am înțeles noi? Sau ce ar trebui făcut a românii să fie și ei mulțumiți și de ce vrea, fac și de ce produc? Aș vrea să fiu foarte concret aici, pentru că la ora actuală se lucrează și se pare că a și trecut de una din camere falimentul personal. Falimentul personal care este un lucru, să zic, benefic. Ce înseamnă, ca să de exemplu, o persoană care a intrat în incapacitate de a plăti anumite datorii. Deci are societate stat, și nu mai poate. Nu, chiar și personal. Și personal. Chiar vorbiți și personal. De PF-uri, de IE-urile astea? Nu. Deci și de societăți, dar mai cu seamă falimentul personal. Asta ce însemnează? Eu, Vasile, da? Sunt dator la... Bancă? Nu. Sunt dator la finanțe, da? 50 de milioane, 40 sau astea, am pe înțeles. Impozite și taxe sau da. Tot pe felul ce de... Pe ce n-ai plătit tu ani deci, de zile, așa. Lucrurile acestea își declară falimentul personal. Toate aceste datorii nu mai cresc și ele se eșalonează pe o perioadă de 5 ani cu posibilitatea de prelungire a încă un an, în cazul în care până la terminarea celor 5 ani el nu a plătit suma respectivă. Asta e un lucru bun pentru român. Deci, mulți au rămas fără serviciu. Este un lucru bun pentru român. Dar vreau să vă spun că până acum și în continuare s-a lucrat într-un mod barbar, aș putea spune, pentru că cei care au avut, da, care au avut trecere la finanțe, da, au putut să-și permită să ajungă la sute de miliarde și... Da, până la urmă noi vorbim băgat de micul întreprinzător sau de românul și de rând. Și nu i-au băgat în faliment sau n-au răspuns pentru sumele respective, da? Iar amărâții care aveau un PF-ul sau aveau o societate din care își trăgeau seva și ei, adică... Credeți că își mai fac românii? Sau societăți cu noile legi? Societăți se mai înființează și astea, dar în condițiile în care statul nu intervine să creeze oportunități, în special pentru tineri și astea, vom ajunge în situația în care amărâții, numai că nu pot să-și câștige bruma de pâine, își pierd case, își pierd mașini, își pierd tot, terenuri și tot. Bun, cum facem asta în sprijinul românului? Ca stat, nu știu. Sunteți politician. Vreau să vă spun că eu am mai ridicat problema asta și o să o ridic în continuare. Ar fost o soluție prin care statul să intervină într-un mod direct. Pentru că dacă o societate intră în lichidare, să spunem o societate oarecare, care are un număr, să zicem, de 10 salariați, da? A băgat-o în lichidare societatea respectivă, cei 10 salariați devin imediat șomeri, trebuie plătit șomajul, ăștia săraci, neavând nicio posibilitate și astea, li se mai face și o antrenare a răspunderii materiale, da? Și ai terminat cu tot. Deci de la 10 persoane plus 2-3 din familie care erau în această societate, toți aceștia ajung șomeri, ajung muritori de foame. Ori dacă statul ar crea oportunități, ar crea posibilitatea ca aceste societăți să acceadă și la tehnologie,
să acceadă și la, sunt și societăți agricole, să acceadă la utilaje agricole, semințe selecționate, pom fructifer și așa mai departe, bovine, ovine, deci în toate domeniile de activitate, da, o subvenționare și asta, cu plata chiar în natură, ar fi cu totul altceva. Ori, la aci ai ajuns, hai să-i luăm gâtul, să-l facem piftie și să nu mai își aducă aminte de nimic. Ne întrebăm de ce pleacă atâția din țară, ne întrebăm de ce sunt atâția șomeri în România. Am făcut un calcul, da, în ultimii 2 ani de zile, 3 ani, 2 ani și, da, s-au băgat în lichidare peste 150.000 de firme. Desfințindu-se. Vorbiți de Oltenia sau? În toată țara. Toată țara. A, așa. E cifra prea mare. 150.000 de firme care au atras peste 1.000.000 de șomeri. Da. Vă urmăream și mă gândeam așa ca și o concluzie, cum doare capitalismul ăsta, doare rău. Democrația, iată, a venit la pachet și cu lucruri care erau nesperate la perioada respectivă. Vreau să vă spun un lucru. Democrația în România a fost democrația junglei, pentru că oamenii cinstiți, oamenii corecți, oamenii de calitate, care și-au înființat o societate modești, așa, da. Care n-au știut, care n-au vrut să iese în față, să fure, pentru că ceilalți au furat, au rupt, da? Oamenii aceștia au pierdut enorm. Au pierdut enorm. Au venit unii care au fost sprijiniți în a prădui combinate, fabrici, uzine, ferme de stat, CAP-uri, tot a ajuns în mâna unor bandiți. Pentru că nu se poate să le spui altfel acestor oameni care au prăduit tot, da? Au strâns sume incomensurabile. Au ajuns proprietari de lanțuri de magazine, lanțuri de hoteluri și tot ceea ce era mai bun în țara asta, nici ei nu știu cum, dar totul se rezumă la furt, la hoție și nimeni nu i-a cenzurat și nu i-a întrebat vreodată. În calitate de consilier cândva, în prima perioadă, în primele legislaturi, am făcut un calcul. Atunci, la vremea respectivă, numai patrimoniul CAP-urilor depășeau valori extraordinar de mari. Iată, avem și un SMS. Vă mulțumim că, iată, ați intrat în legătură cu noi. Nu țin nici cu dreapta, nici cu stânga, spune un telespectator sau telespectatoare. Dumneavoastră sunteți la conducerea unui partid, iar când vedeți că cei care ne conduc fac greșeli, de ce nu îi trageți de mânecă? Vreau să vă spun că dacă i-ar fi tras toți cum i-am tras eu de mânecă, ar fi fost bine. Să spunem că sunteți și în Comisia de Dialog Social, unde sunteți o voce... Deci sunt singura voce care întotdeauna am ridicat probleme care au pus în dificultate pe toți cei care au încercat să mușamalizeze niște lucruri. Nu sunteți o persoană prea iubită, nu? Unii dintre cei care sunt, să zicem așa, în... Nici nu-mi doresc să fiu iubit de oameni care sunt în contradictoriu cu legea. Bună seara, mă numesc Alex din Târgu Jiu. O întrebare pentru invitatul dumneavoastră. Dacă o fabrică dă faliment de noi, pe noi, probabil, da, pe noi cine ne plătește? Dacă o fabrică dă faliment, să trimite în șomaj... trebuie date niște salarii compensatorii și în felul acest salarii compensatorii care la noi sunt de ochii lumii. Dar dacă o fabrică dă faliment, cei care sunt la conducerea județului trebuie să înțeleagă că să pună două fabrici în loc. Asta însemnează că
că știi să-ți gospodărești avuția, că știi să conduci un județ, nu să conduci județul băgând mâna până la cot în, în banii publici. Haideți să-i spunem lui Alex ce trebuie să facă. Probabil este într-o situație deci, de genul. Dacă Alex are o situație de acest gen, el trebuie să ia legătura cu cei care lichidează acea societate, să le pună o întrebare legitimă sau să mă caute și să-i explic și direct și personal această situație, pentru că nu se poate să desființezi o întreprindere fără să plătești salarii compensatorii și fără să, să asiguri cât de cât o perioadă de timp viața unor oameni care nu au de niciunele. Da, până la urmă să știți că se vorbește așa într-o postură destul de neagră despre orașele de provincie, pentru că sunt, iată, aici e Mineritul, Mehedințiu are combinatul chimic, până la urmă și Vâlcea are pe ale ei și se vorbește despre o tragere la un moment dat pe linie moartă și normal și firesc ca oamenii din provincie să-și facă griji. Noi ce facem? Noi avem copii, nu? Aș vrea să vă spun că este o mare rușină. Dom'le, să ai tu primul ministru din județul tău și să nu știi să pui niște probleme, să ridici niște lucruri la nivel foarte mare, pentru că fiind primul ministru, poți să-i ridici. Acum, dar acum dacă nu știi... Apărarea, dacă, da. A făcut ceva, da, poate pentru, da, județ și pentru România. Dar se putea face cu mult mai mult. Da? Pentru că, vedeți dumneavoastră, cărbunele se va duce. Da? Ce au pus acești oameni în loc? Era vorba să vină o fabrică de cabluri. Nu s-au înțeles la preț sau nu s-au înțeles pe parandărături sau mai știu eu ce. Păi dacă acești oameni așa înțeleg să facă politica economică a județului Gorj, ar trebui să plece acasă, să lase județul pe mâna unor oameni care vor să facă ceva și pentru oamenii de rând. Dar știe cineva ce să facă? Că uite, despre același lucru vorbim. În 25 de ani au venit la guvernare și noi românii suntem cei care tragem ponoasele. Până la urmă, iată, despre ce vorbim? Că rămânem fără servici, că ies la executări casele, că nu mai putem să ne plătim creditele și până la urmă nu ai ce să-i dai copilului la grădiniță și, și tot așa. Dacă ar veni altcineva acum, ar putea face altceva? Asta vă întreb. Eu aș vrea să vă spun următorul lucru. De fiecare dată eu i-am invitat pe acești corifei județului Gorj să vină să discutăm problemele sau lucrurilor, să le spunem pe nume. Da, la Comisia de Dialog, da, Social le discutați? Păi da, vă dați seama că vin televiziunile, stau 5-6 minute. Noi vă deranjăm dacă venim și noi acolo? Stau 5-6, stau 5-6 minute și pleacă. Nu. Eu am să propun că toate ședințele de dialog social, începând de luna viitoare, da, asta am să le propun, să se transmită în direct și în reluare. Nu se poate așa ceva. Adică să ce vadă... faceți acolo? Vă certați? Ce faceți? Nu să ne certăm. Să discutăm problemele așa cum sunt. Nu, dar ce faceți? Cum sunt. Că ziceți că presa pleacă și... Păi ce să vă spun? În momentul în care le ridic câte o problemă, încep să le tremure frunzele și nu mai știu ce să fac. Dau dintr-un colț într-altul, că să vedeți, că nu știu ce, că nu știu cum. Nu. Presa trebuie să fie echidistantă, să vină în, presa, da? Sau toate televiziunile să fie invitate și să transmită în direct, domnule. Să vadă și gorjenii ce se întâmplă în Gorj. Uite, Alex zice, mulțumesc pentru răspuns, multă sănătate la familia dumneavoastră, v-aș și mulțumi. Băiatul probabil a fost cât de cât și cât în urmă ai fi așa în situația în care... Eu vreau să vă spun că s-a ajuns într-o situație disperată. Întâlnesc zi de zi, ceas de ceas, oameni care mă întreabă, oameni care îmi ridică diverse probleme. Nu pot să fac nici eu mai mult decât poate să facă un om de rând, dar acești oameni cărora li se adresează cu tot felul de petiții, cu tot felul de plângeri și astea, să-i rezolve pe oameni, nu să-i plimbe de la Ana la Caiafa, nu să ajungă oamenii din proprietari slugi pe pământul lor, pentru că vreau să vă spun că nu cred că în alt județ s-a întâmplat ca la Gorj, adică tu, proprietar, neproprietar, că vin alții, vin camarilele acestor oameni și sunt puși pe terenurile
celor care sunt cu adevărat proprietari. Da, oricum punerea în posesie a ridicat și ridică în continuare o mare problemă. Legea 18/1991 este o nebunie în țară. Este de-a dreptul, nici nu caut cuvinte ca să găsesc pentru ceea ce se întâmplă. O să vedeți dumneavoastră. Se duce omul și spune, aici în Lunca aveam terenul, dar nu mai e al meu. Gorjeni, o să vedeți dumneavoastră. Eu vorbesc peste, de toată Oltenia, de România. Peste, sau să spunem de toată România. O să vedeți dumneavoastră că cei care au fost cândva la butoane, o să-i vedeți proprietari de sonde. Sau da. Proprietari de gazoducte. Mă rog. Nu se poate așa ceva, pentru că eu am date concrete și nu o să le dezvălui aici, pentru că deocamdată nu este cazul. Și dar acești oameni, așa că acești nu le oameni proba. Și-au tras toate terenurile, unde sunt bănuite că sunt pungi de gaze, pungi de țiței și astea, și o să-i vedeți petroliști de nu rang înalt. Nu puteți să-mi spuneți și mie un punct de ăsta, să mă duc să... Păi, unul e pe terenul meu și l-a dat altcuiva. A, da. Din păcate. Deci nici măcar dumneavoastră da. Nu ați avut acces asta la terenul ce, dumneavoastră. Ce, da. Deci eu vorbesc și de propria mea persoană. Nu mai avem foarte mult din această emisiune, sunt vreo 5-6 minute. Ne propusesem să vorbim despre foarte multe. Am punctat învățământul, de exemplu. Pentru mine este prioritar într-o țară învățământul și sănătatea. Acești copii, această generație care până la urmă ne asigură bătrânețile care iată, abia primi și ia 84 de lei. Doamne, cât să mândrește poporul ăsta când copii vin deștepți cu diplome și cu medalii la gât. Când vin cu atâtea diplome și cu atâtea medalii. Dar cu cât ce efort, ia părinții cu ce efort și amărâților de părinți, poate sunt părinți și vreau să vă spun că în zona rurală, unde a fost bazinul de cea mai înaltă clasă a tinerilor de valoare, pentru că în zona de la țară copiii aia se duceau, cunosc situații în care cu cartea în mână, cu văcuța de sfoară învăța și câștiga olimpiade și astea. Nu se poate așa ceva. Să nu creez niște situații deosebite. A mai venit un SMS. Domnule, pe timpul tovarășului Nicolae Ceaușescu nu a fost o dictatură. Acum suntem într-o dictatură unde avem impozite și pe gunoi de la ușa sobei. Domnule, o să murim de foame, vom ieși în stradă cu furci și coase. Ei, nici chiar așa. Mulțumim pentru SMS. Să știți că tot românul o duce greu, dar cred că pe calea amiabilă și cu toată civilizația din lume trebuie respectat dreptul omului și până la urmă găsită o soluție ca tuturor să ne fie bine. Eu nu știu dacă ieșim cu furci și coase, ce am obținut. Eu vreau să spun domnului și la toată lumea, dar să atragă atenția celor care sunt la butoane, la conducere, să nu mai aștepte încă o dată să explodeze mămăliga, pentru că, vedeți dumneavoastră, paharul deja s-a umplut. Mai este un pic și dă peste. Nu se poate să nu le dăm nicio speranță românilor. Nu se poate ca tinerei generații să nu le creeze oportunități din care tânără generația aceasta care să continue o activitate care să aducă România în prim planul Europei. România nu poate fi coada Europei, sub nicio formă. Avem tot ceea ce trebuie în țara asta. Dar nu avem acces datorită faptului că nu sunt fonduri, că oamenii nu sunt ajutați să facă ceea ce ar putea să facă. Credeți că și lipsa acestui cuvânt politică din educația generațiilor este așa în detrimentul a ceea ce se întâmplă acum, pentru că a fost poate nu bine înțeleasă, poate nu bine aplicată, poate, iată, tocmai de aceea, cum spuneați și noastră, românii sunt plecați în străinătate și își lasă copiii acasă și aici nu le merge bine nici unora, nici altora. Oare n-am avut o educație politică care să ne ajute, să ne propulseze și pe noi, așa cum sunt celelalte țări din Occident? Pentru că suntem în Uniunea Europeană, dar nu semănăm cu ei. Am mai spus-o și vreau să o repet, problema aceasta. Am participat la o conferință cu foarte mulți ani în urmă în care străinii vorbeau despre noi ca cei mai buni agricultori din lume, dar au uitat
de știința din România și ăsta. Și le-am pus o întrebare legitimă. Știți cumva, în ultimii 15-20 de ani, câte olimpiade de fizică, matematică și chimie au câștigat elevii și studenții din țările dumneavoastră? Probabil nu vreți să ne spuneți, pentru că acești români, pe timpul lui Ceaușescu chiar, au câștigat atâtea și atâtea olimpiade. Dar iată cercetarea până la nu urmă. Nu se poate așa ceva. Adică, noi dacă am pune în practică numai ce ne-a lăsat aricoandă și am fi super departe, da? Avem primul dar, chirurg, Ana Slan, deci avem cu ce ne mândri în lume. Ce să vă spun? Medicii români sunt pe toate meridianele lumii, apreciați de toată lumea, iar noi nu le creăm nicio oportunitate. Ba mai mult decât atât, dacă, să zicem din întâmplare, vreunul i s-a dat cadre mulțumire ceva pentru munca lui, vezi, doar hai să-l băgăm la închisoare. Eu n-am, deci omul care îți dă sănătatea și îți creează niște posibilități, trebuie găsite soluții, nu să-l nenorocești. Că și ăla îți pleacă și rămâi singur. Da, iată că am ajuns la sfârșitul acestei emisiuni. Eu vă mulțumesc că ați fost alături de noi, de telespectatorii noștri. Vă mulțumesc și dumneavoastră că, iată, ne-ați trimis prin aceste SMS-uri întrebările dumneavoastră și sper să-și fi găsit și răspunsul. Vă mai aștept și cu altă ocazie și îmi place că sunteți unul dintre politicienii aceia care cu orice risc spune lucrurilor pe nume. Și eu vreau să vă mulțumesc și să le reamintesc gorjenilor că sunt fiii pandurilor lui Tudor și trebuie să meargă mai departe. Rămâneți așa un patriot plin de patriotism. Da, eu încă o dată vă mulțumesc. Punem punct aici, stimați telespectatori, acestei emisiuni. Vă aștept și data viitoare să vedem cine va fi alături de noi ca și invitat. Până atunci, toate cele bune, la revedere. Și eu mulțumesc gorjenilor și să le dea Dumnezeu sănătate. Sănătate, numai bine!